Încercând prin acest studiu să răspundem celor interesați despre Vasile cel Mare, mai școliți sau mai puțin școliți, mai cârcotași sau mai puțin cârcotași. Tradiția istorică ne vorbește despre haiducul Vasile cel Mare de la muntele Grințișului și noi grințișenii păstrăm amintirea și îl sărbătorim în fiecare an printr-un festival, Festivalul Haiducilor Grințiș. La sfârșitul veacului al XVIII-lea a Munții Neamțului și Sucevei, se făcuse cunoscut prin faptele sale haiducești Vasile cel Mare. Dacă în documentele vremii nu apare, este prezent însă în creații populare, în balade sau în piese de teatru livresc, unele edite, dar și unele inedite, le-am putut afla de la bătrâni de pe Valea Bistriței sau în caietele de însemnări ale învățătorilor și preoților. Nu lipsește din scrierile lui Alecu Rousseau, este prezent în mai multe povestiri ale lui Sadoveanu, care a văzut în el pe haiducul justițiar. Mărturia lui Alecu Rousseau este, considerăm, cea mai relevantă, căci el a fost adeseori călător în Munții Neamțului și a scris, nu la mult timp de vremea lui Vasile cel Mare, la 1839. Și Vasile Alexandria a cules folclor despre haiducii din Munții Neamțului. Balada Mic copilul a fost aflată la Ștefan Nor, vânător din Bicaz. Păunașul Codrilor a fost culeasă la 1844 de la Piatra. Badiul a fost auzit la Brateș, lângă Bicaz, de la un cântăreț popular. Chira a cules-o de la un lăutar de la Hangul. Hotul și Domnița a auzit-o de la un cimpoieș, pe drumul de la Hangul la Durău. Despre balada Miorița aflăm într-o notă din 1866, că a ascultat-o la un foc de stână pe Ceahlău, la Baciul Udrea. Alecu Rousseau, care a poposit cu o călăuză lângă Piatra Tăierului, aflată lângă apa Bistriței, la poale de Ceahlău, află legenda stâncii ciudate, cum că însuși Scaraos chiar fi desprins-o din vârful muntelui ca să iezească Bistrița și să nece oamenii. Călăuza arată în vârful stâncii coada unui presupus baltag și răspunde neîncrederii scriitorului cu o poveste. A fost odată în munții noștri un voinic între voinici, groaza graniților, ispravi și zapcii, cazaci și toți ciocoii îi ziceau hoți, iar ciobanii îi ziceau Vasile cel Mare. După ce Vasile cel Mare, pe capul lui se pusese 1000 de galben, schimba câteva focuri de pușcă cu ispravnicii, după ce prăda vreun călugăr bogat și pustia câteva sate ungurești la graniță, după ce spărgea vreo mănăstire și dobora cu baltagul lui ascuțit pe vreun cazac încăpățânat, venea cu tovarășii săi aici, lângă piatra asta, și se luau la întrecere să vadă cine a zvârli mai sus baltagul. Într-o zi, bărdița s-a înfipt în vârful uriașului și a rămas în ramurile teiului și acolo și astăzi. Într-o revistă de la sfârșitul veacului al XIX-lea, se scria că Vasile cel Mare s-ar fi însoțit cu alți doi haiduci, Andrei și Ștefan Rusu. Se amintea și de un cântec popular dedicat haiducului. Frunză verde, iarbă mare, colo în jos pe lângă vale, trece un capitan călare cu 300 de cătane după Vasile cel Mare. Stai, Vasile, nu fugi, că grea potere te ajunge. Las poterea să mă ajungă, că-ți veri voinicul căpeneac. Pleca după un fac și îi ridica un baltac și pe toți îi face praf. Că-ți voinic, nu blăstămat, știu potere ce să-i fac. Se spunea că principalul său săraș era pe muntele Grințieșului, aflat lângă granița cu Imperiul Habsburgic, și deseori trecea de partea cealaltă a hotarului, cum spuneau bătrânii, prin vama ursului, pe cărările știute doar de ciobani, fugărit de potre sau după prază. Împreună cu alți haiduci, Grigorie, Conu, Nica Păun, îi treceau munții pe românii ardeleni, așa numiți ungureni, ce nu mai puteau suporta împilarea austriecilor, sau pe cei care s-au alăturat răscoarele lui Horea și erau urmăriți de trupele Chezarul în Părcăiești. Ilie Șandru afla de la Bilbor că Vasile cel Mare l-a pedepsit pe preotul Mihailă Tăslăoanu pentru că a trecut la uniație. L-a cetruit de un brad,
sau cei luase hainele și l-a lăsat să suporte un frig apric, preotul a fost unul dintre strămoșii lui Octav Codru Căslăuanu, scriitorul și omul politic, luptătorul pentru unire originar din acest sat din munți. O tradiție a obștii evreiești din Târgu Neamț, arată că Vasile cel Mare, era de meserie stoler și ar fi ridicat pe la 1792 sinagoga de lemn din oraș și că mai târziu, după ce a luat calea Codrului, a devenit spaima ovreilor. Într-un cântec popular, aflat într-un sat de la coalele muntelui Grințieș, se spunea: toată vara în Grințieș și iarna stoler la Ieș. N-am aflat nicio piesă de teatru folcloric, o bantă cu haiducul Vasile cel Mare în rolul principal, dar apare într-o piesă de la Farcașa, banta lui Mihai Florea. Vasile cel Mare cere să intre în ceata lui Mihai Florea, să-l ajute în lupta sa împotriva ciocoiilor, cel mai înverșunat la ciocoiul Costache de la Durău. Este primit după un jurământ haiducesc de credință și atunci când Florea își simte sfârșitul aproape, încredințează comanda cetei lui Vasile cel Mare. Frumoasă este rugăciunea lui Florea și rămasul său bun. Doamne Sfinte al Cerului, fii prieten săracului, nu numai ciocuiului, rămâi Codre sănătos, că eu dorm în frunză jos, rămâi Codre îngălbenit, mie moartea mi-a venit. Mihail Sadoveanu, în povestirea al maroacele Sfântului Ilie, hoții, afla despre Vasile cel Mare că se lăsa din munți prin pădurile noastre și ieșea la drumul împărătesc tocmai în vremea iarmarocului a Istuia. Și ieșea în calea boierilor, a prădat și pe un boier mare, rudă cu vodă. Ia ca mai Vasile răclița asta, dar cu ticăloșiile astea n-ai să ajungi tu bine, măi băiete. Răspunsul a fost: apoi, cu coane, eu voi nici în dansă mor. În județul Sărmanilor, haiducul este protagonist. Înfăptuiește un act de justiție socială, pedepsind un abuz al unui boier. Țăranul a suferit de boier, care a luat de durere calea Codrului, știa că de atunci Vasile cel Mare ținea vadurile și era mare vameș. L-a întâlnit pe haiduc în Codru și l-a auzit cântând: care-i tânăr și voinic, iese noaptea pe colnic, fără par, fără nimic, fără brâu, fără plăsele, numai cu palmele goale. În revista Șezătoarea din 1998 se amintea despre fapta haiducului care i-a alungat pe țiganii la el din satul Părâul Pântei de lângă Borca. Dar noi am aflat despre astfel de întâmplare la Poiana Largului și o prezentăm în extenso pentru că este inedită. Vasile cel Mare a fost un vestit haiduc ce și-avea sălașul pe muntele Grințieșului, dar care hălăduia în munți de-a lungul graniței cu Ardealul, de la Dorna și până la Tarcău. Faptele sale erau povestite de săteni și de multe ori bieții sărmanii cereau sprijinul împotriva împilării boierilor, avarilor egumeni. Într-o primăvară, spre sfârșit, așa cam prin mai, în pruntul de la Gura Largului s-au oprit mai multe corturi de țigani. Erau fierari, potcovari, femeile umblau cu ghicitul și copiii erau trimiși la cer și prin sate. Ar fi fost de folos țiganii pentru săteni să le repare unetele sau să le facă altele noi. Dar aceștia nu se mulțumeau cu ce câștigau cinstit, ci s-au apucat și de furat. A început, au dispărut orătării mici de prin curți, găini, gâște, rațe, oricât un curlan de prin zăvoaie și la urmă chiar și vitere de pe islază. Oamenii au încercat să-i alunge, dar țiganii erau mulți și se țineau cioste. Sătenii au aflat că prin munții Sinișoare se aținea Vasile cel Mare, haiducul, ce nu de puține ori ajutase pe sărmani. Un cioban l-a găsit pe haiduc și i-a spus despre cazul lor. A doua zi, haiducul, o cruce de român, a coborât în sat pe jos cu palmele goale și s-a îndreptat spre corturile țiganilor. A întrebat pe cel mai iscusit fierar și pe Nicovale i-a zvârit un galben slăugitor cu zimți. Ia-l! Și
mai capeți. Fă-mi un baltac și o gheoagă grea, așa ca pentru două mâini și așa ca pentru un bărbat ca mine. Țiganul se apucă de lucru și a doua zi scurile erau gata. Vasile cel Mare luă gheoaga și porni să izbească să dărâme corturile și căruțele. Se făcu o vânzoleală și un vacar cumplit. Văzind că țiganii se adună, hai cu colo la fugă spre dealul Petru Vodă. Era iute de picior și repede-i lăsă în urmă, iar țiganii se întinseră într-un șir lung, căci unii fugeau mai tare, alții mai încet. Când văzu că se răsfiră îndeajuns, ai ducul se încoarsă cu gheaga asupra lor. Cum se apuca unul, cum îl pălea, în așa fel încât să nu se mai ridice repede. Și astfel, nu mult timp, umplu poteca ce șertuia pe lângă pârâul larg, cu țigani care urlau de furie și gemeau de durere. Vasile cel Mare ajunse la locul unde își legase din vreme calul, se urcă pe el și se întoarse către țigani. Să vă strângeți căruțele și bordeile și până dimineață să nu mai găsesc picior de țigan pe aceste locuri, căci de nu o să vin cu toată banda și nu o să vă fie bine. Țiganii au înțeles că nu e lucru de șară cu ai duci și au părăsit ținutul și s-au îndreptat către Târgu Neamț. Așa au scăpat sătenii de țigani și numele lui Vasile cel Mare fu și mai des pe buzele muntenilor, care știau că o nădejde în îndrăzneala haiducilor din ascunzișul codrilor, pe care nicio potră nu-i putea răpune. Tradiția spune că, aflându-se la Crucea cu tovarășii săi, Ștefan și Andrei Rusu, a văzut trei corpi și a prezis că va muri. A fost surprins dormind în codru și știindu-se că suma pusă pe capul lui era mare, un prost l-a omorât. Le tăia capul și l-a dus în stăpânire, la stăpânire. S-a aflat mai multe urme ale sale în dosul tarniței și o femeie a descoperit o doare în bordeiul său din tarniță. Erau bătrâni care știau bordeiul din muntele Grințieșului, dar pădurea oarbă nu ne mai permite astăzi să mai afundă. A fost păstrat din generație în generație cântecul său și în comuna Grințieș, județul Neamț. Mai sunt bătrâni care știu melodia ce și astăzi este cântată sau recitată la sărbările școlare. Grințieș, munte frumos, ia-mi scoboară-te mai jos, să mă sui în vârful tău să mă uit în satul meu. Grințieș, munte rotat, nouă vermi te-am vărat și nimic nu ți-am stricat. Numai o creagă ți-am cântat și aceea de fapt uscat arcul mereu de-a marinat. Dar la locul din cărare zace Vasile cel Mare, căpitanul cel mai tare. Nu știu, zace sau se face că lui gura nu-i mai tace. Beți voi nici și ospătați, că de azi mâne colea, căpitan nu-ți mai avea. Și te-avea un ticălos de vă lua băga la gros. Și haiduce așa cânta în Vasile haiducean. Frunză verde de citoare, cât-i lumea de sub soare, nu-i ca Vasile cel Mare. Toată vara pe Grințieș și iarna stoleri la leș. Da, Vasile așa zicea când poterea îl ducea. Grințieș, munte frumos, de azi rămâi sănătos, că mă duc pe vale în jos. N-o fi astăzi, n-o fi mâine când îmi mai veni la tine, n-o fi mâine nici altodată când îmi mai vedea vreodată. O poveste frumoasă cu Vasile cel Mare am aflat în satul Grințieșul Mare. Se numește Crucea Voinicului sau Povestea lui Vasile cel Mare și am să vă prezint. În munții Bistriței, între vechile ținuturi ale Neamțului și Sucevei, hălăduia vestitul haiduc Vasile, zis cel Mare, căci era o cruce de voinic în stare să salte de jos, odita mai piatra de moară. Se ținea la trecătorile din munți, fugind deseori de potere în țara Ardealului, pe cărări
de puțin știute. Ieșea din când în când și la drumul fălticenilor și vămuia pe cei ce se îndreptau spre târguri, pe boieri, pe negustori, pe arendași. Era mare vame Vasile cel Mare. N-a iertat nici pe marele vornic Radu din neamul rosetăștilor, care i-a luat un sipet plin de aur și de bijuterii. A pe băi, Vasile, tu nu ai să mori de moarte bună creștinească, i-a zis boierul. Cu coane, eu știu că am să mor ca un voinic, de sabie, de glonț sau de ștreangă. Vornicul nu a uitat rușinea, că s-a aflat repede în țara ce pățise și a tocmit potere cu voia lui Vodă, potere mari de arnăuți și alți lefegii străini și chiar români, căci nici românul nu se da înapoi de la a face moarte de om pentru un preț bun. Și vornicul anunțase multe pungi de galben pentru capul haiducului. Poterele umblau în gol, căci sătenii îl oprăteau, iar codrii de pe hotarul Moldovei erau mari și nesfârșiți. Dar l-au prins pe Ghiță, zis poleacul, tovarășul său, și l-au pus în fiare la Iași împreună cu ai săi, femeie, copii, mama bătrână și zăcândă. I-au promis slobozenie pentru el și familia sa, dacă dezvăluie cărările și sălașele haiducului. Ghiță nu a mai putut răbda chinui familiei sale și a arătat poterei unde este adăpostul lui Vasile, în muntele Grințieșului, într-un beci mare ce fusese al ciobanilor suțuieni. Câinii au dat de știre haiducului și a părăsit în grabă beciul în care putea fi prins ca un șobolan. A urcat spre vârful muntelui, cu gând să scape dincolo de cumpăne și să scoboare în Valea Dreptului. Dar poterele urcaseră și pe Valea Pârâului Grințieșul Mare, și pe Pârâul Dreptului, și prin fundul Borcii. L-au împușcat aproape de vârful Grințieșului, pe o pajiște înierbată și cu junepe. Arnăuții i-au tăiat capul și l-au pus într-un sac de cânepă și au plecat cu el la Iași să-și capete prețul. Leșul l-au lepădat acolo, nu l-au acoperit nici măcar cu niște pietre, cu gând că o să-l despoaie corbii. Dar Ghiță n-a putut răda asta și s-a întors cu un popă să-l îngroape creștinește. I-au pus pe mormânt o cruce roșietică de cireș. Oamenii din sat au coborât apoi oasele voinicului în dosul bisericuței din satul Grințieșul Mare. Că se zice că haiducul sprijinise cu bani luați de la ciocoi ridicarea Sfântului Lăcaș. Bătrânii mai știau lespedea de mormânt, dar astăzi nu a mai aflat pe nimeni care să o știe, acoperită poate de alte morminte sau buie. Crucea de pe munte s-a risipit de vremuri, dar în locul acela au apărut niște flori mici și albastre, pe care ciobanii grințișeni au numit Crucea Voinicului. În acel loc s-a ridicat acum vreo câțiva ani o cruce mare, tot din cireș, pentru sufletul zbuciumat al haiducului Vasile cel Mare. Sub muntele Grințieșul Mare este o poiană în care se presupunea că se aduna ceata lui Vasile cel Mare să împarte prăzile, să se ospăteze, să bea și să se întreacă în putere și maestrie. I-am zis locului poiana lui Vasile cel Mare. În 2017, aici, am organizat primul festival al haiducilor. A fost cântec, joc, veselie, întreceri de călărie, de tăiat bușteană cu beschea, de tras butuci cu cai, de aruncarea baltagului. Au fost premiate cele mai frumoase costume populare, cele mai frumoase animale de la munte, cele mai bune bucate. Ansamblul folcloric grințișan, care se cheamă Ceata lui Vasile cel Mare, cu gospodari din sate, care vor să reconstituie imaginea unor vremuri de mult trecute, când pe aceste locuri grădeau haiduci precum Codreanu, Bujor, Florea, Vasile cel Mare, Ion Dobdarie Comohaci sau Ion Pietraru. Vă invităm pe 21 și 22 august la un nou festival al haiducilor în
Boiana lui Vasile cel Mare, din comuna Nemțeană, din Țieși.